iar dam golan. Ia voi. Două panorame, mai dați-vă. Da, sigur că tu ai. Dar nu ți-am. O ții să mă gai așa. Slană, Mariane, la toată lumea și bine ați revenit la un nou tour vlog într-un nou an 2023, da? Acesta este primul tour vlog. Se anunță un an bun, un an promițător. Astăzi, de exemplu, mă duc să fac în ședință foto pentru... Da, iubire. Ce? Ce faci? Astăzi mergem să facem ședință foto. Pentru ce face ședință foto, mă întrebați? Pentru sala motherfucking palatului Oda. Și e primul an când sunt pus ca headliner. Eu fac stand-up de multice ani și să fiu pus acolo cu Micuțu și cu Bordea înseamnă foarte mult pentru mine și le mulțumesc băieților pentru asta. E și presiunea mult mai mare, dar mă bucur foarte mult că fucking shit, man, după atâți ani, 10 ani de când fac asta. Oh my god. Sunt foarte bucuros și mergem, avem ședință foto cu toții și o să fie Bordea, Micuțu și eu și pe lângă o să avem opener la fiecare show, deci făceam și eu anii trecuți. După zilele următoare sunt foarte pline pentru că eu și cu Bordiță, probabil știți deja, facem podcastul pentru America Express cu oameni foarte fain. Podcast, avem 4 episoade pe săptămână, avem o groază de muncă și pe lângă asta avem vizionarea primului episod. Săptămâna asta vedem primul episod America Express și sunt excited peste excited. Am pus foarte multe chestii, de-abia a început anul și s-au adunat atâtea chestii și și pe lângă că sunt foarte fericit, sunt foarte stresat. Bun, hai să mergem. Mi-a călcat nevastă mea cămăș și mergem să facem poze. Haideți cu noi. Sala palatului. La mulți ani, motherfuck. E bitches. Da, fost ziua mea pe fix. Bă, să știți că mă bucur foarte mult că m-ați ales să fiu alături de voi. Te-a ales publicul. Publicul te-a ales, nu noi. Noi nu te-am vrut. Noi jur că nu te-am vrut. Da, sigur că tu ai vrut. Publicul larg din România. Începe America Express, ești excited? Da. Vii pe 14, la pe 15 cum ești? Nu, mă duc la Survivor. Vizionare și acolo și au mâncare mai bună. Acoperită, da. Și-a lăsat aia cafar, că la mod eu am merge, ne spăște. Să nu rupă păi, pe o iei acasă, că aia se scoate. Vezi, să arăt, vină cu aici. Nu! Bă, stai mă. Daniel, într-adevăr, excited. Hai că mă schimb și Mario? Cel mai excited. Să mai cer cum mai vrei. Felicitări! Dani și ție. Bună ziua! A revoluționat. Nu mai scap de șapca asta. Uite să vândă citeva. Și-a șapcă cumpără aici. Și-n sicriu. Sicriu să fie cu șapla. Te-a schimbat viața? Da. Da? Da. Nu eram aici dacă... Ți-ai revenit la inimă? Tu sunt foarte bine. Da? Slăninenilor, mulțumesc că m-ați votat. Vreau să-ți mulțumesc și ție. De ce? Că m-a sucușit. Dar nu te-am făcut nouă. Tu te-ai făcut ce? Nu. Tu te-ai făcut. De ceva timp. Chiar mi-am amintit zile trecute când am venit un reminder de când am fost acum vreo 11 ani, când mergeam cu mașina în tuneu. Și vedeți de la șofer, se poate să șofer. Nu șofer. Nu era șofer, mă, tu. Nu, erai best buddy, da. Bodyguard și șofer. Nu, era efectiv omul care avea grijă de mine. Era tour manager, era chiar. Da, tour manager pe vremea. Ce drăguț. Bravo. Bun, Cortea, stai așa tu la poză, dar stai cu spatele ca să poți să spui ghiozdanul la asta expres. Să vin și tu. Tu așa trebuie să stai pe afiș. Bordea în spatele, tu să mă cu ghiozdanele. Wow. Sala Palatului. Bravo. Link. Bravo. De la geam. Stai la coada la Sala Palatului.
mai înalt de atât, dar e scaunul. Scaunul. Puteți odată voi trei pentru sala palatului, să avem doar cu voi trei poză și apoi poze individuale pentru afișe, pentru ce mai vreți. De cum ești îmbrăcat înainte de succes? Hai un check-out. Exact, ia zi. Timberland? Cât? Aștept, 7 milioane. 7 milioane? O, bine, bine. Ăștia, nu știu, nevastă a luat. Par de 1 milion jumate? Mărci, motherfucker. Mărci. Ăsta e primul meu ceas, a fost 6 milioane, nu știu câte acum, e de la mama. Inestimabilă valoare. Bun, asta a încetat pe zi data. 10 ianuarie înainte de difuzare, da? 10 ianuarie. Hai să ne auzim în martie. Hai în martie, frate. Să vedem. De domnul Timiul. Așa, de la cămașă, niște pantaloni, de la Nike, niște izuri în picioare. Bine. Înțelegi? Niște jewelry, niște ceas, niște ceas, grilă. Gata? Outfit check. Ce? Outfit check? Da, ce ai picioare? Am picioare, am Nike-uri, 1400. Ui, bine, da, frate, bine. Cămașa? Cămașa e Bershka, nu știu ceva. Ăsta e brandul meu, gratis. Ce star, da? Exact. Deci, asta e filmat în 10 ianuarie, înainte de difuzare. Ok. Ne auzim în martie. Bine, te pup. Ianuarie, oameni buni. 27,3. 27.000. Pronostic. 28.500. Zic că termin America Express cu 57.000. Poate, e posibil, e posibil. Cât valori face Cortea? Are 27.000. 7.000, 64.000. Și pleacă 10, să mă bată mama. Ce? Hai, toată lumea! Ei, nimeni n-ai. Da, mă, s-a avut muzică. Gata, ședința foto, foarte drăguț, s-a râs, s-a pozat, s-a făcut frumii. Mai mergem poate un pic la un restaurant să păpăm ceva, mai povestim. Gata, înapoi acasă, foarte drăguț cu băieții, am povestit. Apropo, s-ar putea să mergem și la vizionare la taximetriști, unde e film scris de Nicolae și cu un prieten de-a lui Bogdan și e și cu Micuțu și de-abia aștept. Chiar sper anul ăsta să fie fain pentru toată lumea. Mă bucur că pare că o să fie bun. O să fie un an bun pentru multă lume. Sper din suflet să aveți și voi un an minunat. Hai să mergem acasă, că nu mi-am văzut familia astăzi. Hai, ne vedem mâine, slavă! The next day... Sună dimineața, o nouă zi aici în lift și astăzi începem podcastito. Și azi avem doi invitați, trei invitați de fapt, pe Andreea Bălan. Oh my god! Și pe frații Gavril. Sunt curios să văd cum o să fie primele ediții. Se vede că trebuie să filmăm cu Bolanca. Că e potop. Urmesc, Andreea, să nu mă blestem. Baby, ți-e dor de podcast? Ți-e dor să facem podcast? Da. Bravo, mă bucur și mie, da. Mă dor. Dar vreau să mergem pe chestii foarte inteligente anul ăsta. Baftă! De-alea... Baftă! Dar vine Bălanca, man, acum. Deci a venit potopul? A venit potopul și eu am...
Salut, slărineri, bine ați venit la imagini din spatele imaginilor. Suntem cu Nelu Cortea și o așteptăm pe Andreea Bălan. A fost acum plecată la Sadguru și a scăzut inflația. Ai văzut cât a fost plecată ea? Să ai ftinit motorina, man. Sunt mai picioarele. Totul e mai bine cât a fost plecată din țară. Tatăl ai văzut pe... An eternity later. Asta. Trebuie să facem și pasul. Aștept pe Bălanca. A few moments later. Să moară familia mea, trăiește, bă, ferii, bă! Doamne, ferește, bă! Doamne, bă, e aici! Mai ca stareța a venit! La fericita! Exact! O criză de râs, amândoi am râs, nu ne vrea să credem și am zis că eu nu cred că mai putem să ducem asta. One hour later. Yeah, boy! Andreea Bălan. Ce faci, Andreea? Te-ai simțit bine cu noi la podcast? Foarte bine m-am simțit. Da? Cine ne-a venit și nouă ne-a plăcut de tine? Obligat, forțat, tot ne-a plăcut. Exact. Frica ta cea mai mare? Andreea Bălan. Da, ai trecut peste ea. America Express te-a făcut să treci peste ea. Mulțumim frumos că ai venit și în continuare, da, Andreea este o femeie foarte puternică și un exemplu pentru toate femeile din România, să se știe. Așa. Hai să faci niște poze. Ia mă pune să fac poze. Ia mă pune să fac poze. Să fac poze. Andreea Bălan. Când am... Asta. Tot așa mari întregi? Ia uite-o. Ia uite-o, mă uită de formă. Ia uite. Doamne, mai că sunt. But first, let me take a selfie. V-am și cu frații Gavril, aici pe zonă. Foarte abuzat. Foarte funny. Am retrăit totul, măi, ești nebun. Atam râs la episodul 2. Excelent. Bine. Incredibil, hai, mâine din nou. E bun. The next day. Neața, altă zi, alte podcasturi, alți oameni. Astăzi vine Diana și cu Larisa și după aia vine Bruca cu Pufi și totul e înghețat. Tu ai cu Mexico? Ui! Da, nu o să stau în asta, încă să mă dezbrac. Că am văzut pozele cu tine și cu Bălanc, așa am zis. Te vin și eu să-i... Larisa! Ce vă, Larisa? Mama, dar nu ești morning person deloc. No. No. Pentru mine a fost un chin în America Express, a fost un chin. Emoții de acolo pentru duminică? Ne-a începe? Am, da! Da, ai jur! Eu ăla! Mulțumim, fetelor! Știți? Ce-a zis? Da. Da. Ăla, că eu am făcut poză cu el când eram în cârje. Da, nu când am dus noi. Da, eu m-am dus să fac cârje. Poză cu Bogdan. Nu, oprește-te! Oprește-te, nu mai zic! Cârje e un comedian de la noi. Tu erai în cârje. Oprește-te! Când unul rup și aveam șatele și aveam și cârje de care mă ajuta. Cârje, bă, mai, bă! Pupă, fetele! Pupă, fetele! Pupă, fetele! Pupă, ce faci, bă, sportivule, bă, ia uite la el! Bună! Oh. Bună, sunt Nelu Cortea și bine v-ați întors pe vlogul meu. Astăzi filmăm. Mită-l ai pe băiatul. Halo, okay. Bună ziua. Hello. Aveți brățari de backstage. The next day. Seara mergem la taximetriști. N-am mai fost la film de când am fost la team building. Așa fac, frate, mă luat ceva doar la filmele prietenilor mei. Hai cu mine. Super, super. Emoția m-a adus când am văzut prima dată. Mie îmi place, acum gusturile nu se discută. Sau cel puțin nu încep eu să le discut, o să vină niște buiauri. Dacă ai scris român, asta, ai scris asta? Mâna asta am scris. Eu de ce vorbesc de parcă tu ai avea aici la valier? Bravo, de-abia știu să vedem. Bine. Hagi, ne vedem. Ne vedem. Dacă vreți șocuri. Bună Nelu, bună urmăritării lui Nelu. Astea pe vremea noastră, vremea noastră, dacă îți plăcea un film, îți plăcea indiferent, frate. Nu trebuia să te îmbete ăștia care l-a făcut ca să-ți placă filmul. Astea-s trucuri să vă prostească, să
dați review-uri bune la un căcat de film, ăsta e adevărat. Dar Marcele, mai zi-ne, ce filme îți place ție? Domnule, mie cel mai mult îmi plac filmele care conțin sultani. Deci dacă ai un film care conține sultani, moartea mea. Astea sunt filme care se fac pur, pariu că se înjură. Se înjură? Toți înjură, bă, gai, așa în pist. Slane Mariane! Paul? Mi-a plăcut piesa aia ta, să știi. Aia cu scandal, aia nu o să mai dea. Bună, pe el îmi zic că artista ai murit la e scandal. Asta e. Ce faci, mă? Bine. Mai ești că nu mai faci tur vlog, Nelu Cortea. Nu e nicio problemă, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți la America Express. Sunt acolo cu fratele meu, baby, și vă pop din suflet. Și promit că o să mai joc jocuri și cu Radu Bucălai, prietenul meu. A few moments later. Deci o să vă rog frumos să avem grijă, da? Mulțumesc! M-a bucurat tata pe cap. Îmi plăcă foarte. Și mă bucur să aud. Că știu că tu nu ești genul care mănâncă căcat. Da, chiar mă. Am văzut și când s-a terminat bugetul. Nu ai văzut. Oriunde ai crede că s-a terminat bugetul, îți promit, nu acolo, s-a terminat cu vreo 3-4 zile înainte. Și o evoluție foarte faină într-o seară a unor personaje. De nu te aștepți! Nu te aștepți, domne! Veni să vedeți taximetriști. Da, vă rugăm frumos, altfel o să mâncăm nimul noi. Bravo! Termină-te! 24 hours later... Another day! Avem show la club, așa că mergem și... Nevastă mea mi-a dus să duc gunoiul. Yeah, boy! Gangsta! Yeah, aha, gangsta! Ubi, ubi! Papagala. Am vrut să filmez cu băieții, dar să filmează podcast. Dar mă bucur că în sfârșit m-am întâlnit cu unul din actorii mei preferați. Adrian Nicolae. Nu glumesc, chiar îmi place de ea. Ca Teodora Nedelcu. Bine. Ești faimoasă acum pe Stand-up Revolution? Deloc. Perfect. Bravo ție. Da, hai, du-te înapoi în întuneric. Hai. Bine. Du-te în întuneric. Pa. Gata show, foarte drăguț. Dar n-am mai stat la băut și la din astea pentru că trebuie să editez ca să termin tour vlogul la timp. Adică ăsta pe care îl vedeți voi acum. Așa că hai la editat tot. Nici nu mă joc în seara asta, voi vă dați seama? Câte sacrificii fac eu? Și voi nu dați subscribe, nu dați like, nu lăsați un coment acolo. Să ziceți, bă, Nelule, bravo, mă, bă, ești ok, Nelu, ești ok. Te apreciem, Nelu. Nelu, îți luăm orice. Bine, hai dragilor, vă pup că mâine mergem să vedem primul episod din America Express și I'm so excited. Hai la editat. Oh, ce e? What the fuck? Ce faci? Bine, tu? E frig? Da! E frig! Elena! T! It's the motherfucking tea, man, in the house. Oh, God, it's a dragon. Too much. Bitch, it's like fucking. Yeah, boy. Ah, hello, 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 hey. Yeah. What's up? Call me. Netflix. Yeah, Facebook. Riba, riba, riba!
Ești gata de vizionare, baby? Da, frate. Ce fancy arăți? Eu nu. Trecu. Eu n-am, mi-a luat. Te-ai îmbrăcat să mar cum te-ai trezit și ai venit. Asta ai făcut. Asta e stilul tău vestimentar. Da, m-am trezit și am venit. Uite-și tu. I don't give a fuck. Uite-și tu la el. Uite aici. Ovidiu, te rog, dăm notă pentru vestimentația mea. A, e îmbrăcat. Băi, am văzut cu noi în față, nu știu ce se întâmplă. Hai că începe să ne uităm. Mergem să ne uităm. Amuzant, foarte amuzant. Nice, nice. Hai. Sunt curioasă să văd în continuare, uitați-vă pe antena. Îmi place foarte mult că ne-au filmat bine. Arătăm bine, că proști suntem, clar. Asta că dormim în cameră cu ei. We have no pretensions, you know? Do you think we have pretensions? We don't have any pretensions. We have no pretensions. V-ați dat seama din start. Cum ți se pare începutul ăsta de nou America Express? Ia! Asta nu vorbește beat, că pățește ca pe mișto. Da, mișto? Foarte mișto. Și Doamne ajută și mă bucur mult că ați trăit experiența asta. Da, frate. Invictus Romanias ceva. Muertos de tu madre, da. Exact asta scrie. Nu sunt prost. Ba, grubă. Ba. Ba, cele 7 minute. 7 minute a apărut. Ceac. Dar știi 3 ore. Bă. Băieți. Deci v-a plăcut, hă? V-a plăcut? Nu vreau să spun nimic decât că biful cu Bălan e... Fai, mamă. Vreau să fac așa. Bă. Știi vorba aia. Cine n-ar da în Bălan? Eu! Adică... Eu! N-avem voie să vorbim așa de Bălan! Cum se pare episodul ăsta? Bun! Foarte bun episod, foarte bună echipe! Sunt sigur că o să fie Caterin Cămară, dar aștept să văd! Asta ți-a plăcut? Mi-a plăcut! Sunteți două panarame, mai dați-vă-n... Irina! Dar nu vezi! Îi ajut, da? Absolut fascinant. Momentul în care tot puzzle-ul se pune la oaltă. Că eu vă văd pe voi, când veniți la pupitru, când veniți la probe, când veniți la... Toate joculețele. Și tu nu știi ce am făcut până să ajungem la tine. Și eu habar n-am ce ascultă până ați venit la mine. Vă iau de buni, dar uite, unii dintre voi se rătăcesc două ore. Băi, cât de amuzant. Uite, știi ce mi-a plăcut foarte mult la sezonul ăsta? Umorul diversificat pe care l-am întâlnit. Cu și Bordea aveți un stil de umor. Avem umorul sarcastic. Uita și de la... Joachim. Și-a văzut puia cu Melinda. Doamne, cât am zis la pierd și umorul Melinda. De sălăjan. Tipologii atât de diferite. Numai că mie, oamenii cu simțul umorului, mi se par altfel. Adică, inteligența trebuie să vină la pachet. Da, știu. Nu, spune-ne. E ok. Mulțumim mult, Irina. De și acesta a fost tur vlogul. Da, a început nebunia. Mulțumim tuturor care ne susțin în emisiunea asta, care ne dați mesaje de susținere, care dați share-uri și ne tăguiți. Nu uitați, Sala Palatului. Aveți link în descriere cu biletele pentru toate cele 3 zile, pentru că dau să fie 3 zile. 3 mea. Nu uitați să căutați taximetriști în cinematografe și mai urmează chestii, proiecte, nu vă zic încă, dar o să vedeți. Bine, vă pup, Slană Mariane, like, share, sub, toate alea, go team Slană! Tu amare! Bă, mă! Cinga! Stai așa că am grijă de garderoba ta, tu de-aia cu... Ah, m-am intrat asta în c***, mi-a intrat în capa în c***. Ah, mi-a intrat iar așa în c***. Ori uite, așa întoarcem, intră în c***.